Astăzi se împlinesc exact 3 ani de când am difuzat prima anchetă despre situația cutremurătoare a copiilor abandonați. Au urmat și alte reportaje despre bebeluși ținuți abuziv în spitale, teroare în centre de plasament, traume induse de indolență și proceduri interminabile, despre depresii crunte și tentative de suicid. Dar sistemul a rămas orb și surd și a continuat să facă victime. Într-o singură săptămână, 2 adolescenți din Craiova, ambii orfani și instituționalizați, s-au sinucis. Azi avem în exclusivitate dovada scrisă că sistemul e vinovat de aceste morți. Vă prezentăm în premieră rezultatele anchetei deschise la Craiova după dubla sinucidere și vă arătăm cât de mare e pericolul care îi pândește pe orfanii României. Să nu se mai întâmple așa niciodată cu niciun copil. Un copil de 13 ani care avea o viață înainte a ales moartea. Un copil de 13 ani care n-a mai putut să rabde singurătatea, indiferența, ignoranța, răceala oamenilor mari din jur. S-a simțit abandonată, faptul că n-a mai avut un sprijin moral cu care să stea de vorbă și să vorbească cu mama. Asta a făcut-o să se sinucidă. La nicio săptămână după sinuciderea Cristinei, Nicu, un băiat de 18 ani, și-a pus și el capăt zilelor. S-a aruncat în gol de pe un bloc. Era Sfântul Nicolae, onomastica lui. Erau amândoi din Craiova, amândoi abandonați la naștere, amândoi singuri, triști și neștiuți de cei care ar fi trebuit să-i aibă în grijă. Partea unui sistem care poate n-a avut habar nici cum îi cheamă. Ei au tot strigat, dar nu i-a auzit nimeni. Acum o săptămână, gestul lor mut a devenit un strigăt puternic. Ultimul. A câștigat sistemul. A câștigat. Mi-a luat viața acestei fetițe. A câștigat sistemul. Un sistem defect despre care, ani de zile, v-am vorbit și noi. Am arătat și nereguli, și legi strâmbe, și autorități fără reacție sau fără suflet. Dar mai presus de toate, v-am arătat chipuri triste de copii, inimi sfâșiate și vieți irosite. Sunt peste 60.000, cei mai mulți dintre ei abandonați din primele clipe de viață. Psihologii sistemului ar trebui să știe că acești micuți au traume încă dinainte de a vedea lumina zilei. Trauma, adică emoțiile dureroase, se instalează încă din burtica mamei. Adică acești copii simt că vor fi abandonați? Da, simt toate emoțiile. Copilul trăiește o stare de panică totală, adică bebelușul, adică fătul. El se simte respins, rejectat. Mama poate nu e pregătită pentru venirea pe lumea acelui copil. Poate se gândește că nu are cu ce să-l crească. Inclusiv aceste trăiri emoționale pe care mama le experimentează în timpul sarcinii afectează fătul. Unde se duc aceste trăiri, atât ale mamei cât și ale fătului? În memoria celulară a copilului, adică în ADN-ul lui. După care, bebelușul intră într-un cerc vicios. El adună traume noi în fiecare zi, sistemul, incapabil să îi le vindece, le adâncește și le înmulțește, făcându-l tot mai vulnerabil, tot mai slab, tot mai expus la suferință, la ratare, la depresie sau, mai grav, la moarte. Acest traseu, ca o capcană, a fost parcurs de Nicu și Cristina. Această fetiță a fost lăsată în maternitate de mama ei, a fost ținută în leagăn până la vârsta de 8 luni. Era un copil super, era frumos, era liniștit, un bebeluș cu minte, iubitor. Toți l-am iubit de la început, vă spuneam, îi ziceam Îngerica. Îngerica nu e un caz izolat. Aproape toți copiii abandonați ai României se nasc cu șansa de a duce o viață normală. Sănătoși, frumoși, drăgălași, ar putea fi înfiați imediat și iubiți de o familie care îi dorește, doar că intervine sistemul, care, în loc să aibă grija orfanilor, are doar grija lui.
să-și protejeze confortul, interesele și viciile. Este groaznic, sunt copii care stau și tot ce au toată ziua este o picătură de apă într-o chiuvetă, pic, pic, pic. Sau, uite, hai că îi dau perdeaua la o parte ca să mai vadă un pescăruș. Acum exact 3 ani intram cu inima strânsă în câteva maternități și spitale, descoperind, în stare de șoc, universul ascuns al copiilor uitați. O lume mică, descrisă de perimetrul îngust al unui pătuț, 4 pereți de salon, o fereastră și o ușă pe care rare ori intră cineva. Când sunt scoși la lumină, strâng din ochișori. Ei n-au văzut poate niciodată lumina naturală. Dar și mai grav, nu simt niciodată o mângâiere. Nu aud o voce caldă. Personalul, insuficient și prost plătit, nu mai are timp și de emoții. Sau să-și pună întrebări ce va însemna asta în evoluția ulterioară a acestor copii. Dacă tu nu vezi în fața ochilor decât tavanul și singura ta plimbare este în perimetru de 50 de centimetri cu 25 cât au pătuțurile alea, ce să înveți? Sistemul îi ține așa zile, luni și chiar ani întregi. Spitalele au tot interesul să-i păstreze, câștigă considerabil de pe urma lor. O zi de spitalizare pentru un singur copil e decontată de stat cu 200-300 de lei. Ori acești micuți nu consumă decât o parte infimă din sumă. Dacă ne gândim că un centru medical poate avea 10 de copii, vă puteți imagina cât câștigă el de pe urma lor. Copiii din acest salon au în general în jur de un an și 2-3 luni. Georgiana, de exemplu, nu are nici până la vârsta aceasta CNP. Noi știm că dosarul ei este luat în evidență la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, dar deocamdată nu este rezolvat. Mi s-ar părea normal ca până la această vârstă să fie. Așa că atunci când părăsesc pătuțurile rămase mici, nu mai sunt copiii sănătoși care au venit pe lume. Lipsa de atenție și de afecțiune le-a indus un retard. Aici ar trebui să intervină oamenii sistemului. Să înțeleagă, să fie antrenați să recunoască primele semne, să ia măsuri imediat. Dar pe oamenii sistemului asta nu-i interesează. Ei vor doar să se acopere de hârtii cu semnături și ștampile, să nu-i tragă cineva la răspundere în caz de Doamne ferește, iar când îi iei la întrebări, fac ce știu mai bine, aruncă vina de la unul la altul. Spitalul trebuia să facă o sesizare scrisă. Spitalul de copii trebuie să se ocupe de tocmirea actelor de identitate. Nu ne ocupăm noi ca și unitate sanitară, cei de la direcție. Noi mai avem și alte treburi în tot județul ăsta și vă spun că sunt destule. Cu siguranță treburi mult mai importante decât viața unor anonimi. Mâine vin alții exact la fel. De ce i-ar păsa cuiva? După difuzarea reportajului nostru, micuții filmați au fost împrăștiați prin alte locuri. Să nu-i mai poată găsi nimeni. Sistemul, în schimb, cu aceiași oameni, a rămas la locul lui. Mai avizat și, deci, mai puternic. Departe de ochii presei, bătaia de joc continuă. După ieșirea din spital, orfanii sunt duși în centre unde ar trebui să li se întocmească actele pentru a fi declarați adoptabili. Dar documentele trenează, mașinăria instituțiilor se mișcă greu și n-are suflet. Trec ani peste acești micuți care acumulează noi suferințe, noi ticuri, noi handicapuri. Viața de orfelinat sedimentează în ei traume copleșitoare. Nu trebuie să fii specialist ca să le recunoști de îndată ce întâlnești uneori un fost copil al sistemului. Cuvintele împiedicate, privirea pierdută, umerii plecați, atitudinea de om doborât. Toate sunt embleme rușinoase ale instituționalizării. În centre, pe lângă lipsa familiei, îi răvășesc nevoile, agresivitatea unor colegi de suferință și mai ales acei angajați ai sistemului, pentru care cuvintele caracter, omenie, responsabilitate nu înseamnă absolut nimic. La casa de copii, da, am luat. Ne dădea la tâlpi, că nu eram cuminți. Făceam și noi trăznai. Ne punea în fund și zicea să ridicăm tălpile și ne dădea cu șipcă de aia de lemn subțire, care ustura. El s-a nervat, a bușit ușa, a fugit și m-a dat piedică și m-a aruncat jos de pământ. Cu gâtul, cu pumnii, plin de sânge, vânet, la oic, nas, unde se putea. Și ce au zis la spital? Și că am avut probleme cu capul. Am avut o criză foarte puternică, dar de fapt nu a fost așa. Ai probleme cu ochii de la ce? Doar la asta, unde a fost bătută grav ceață. Și m-a zis de la control că mușc s-a slăbit.
Andrei și Dana sunt născuți amândoi în preajma Revoluției, așa că nici măcar nu le pot acorda celor din sistem scuza că erau obligați de comuniști să-i trateze ca pe niște suboameni. Drumurile lor au fost diferite, dar s-au întâlnit într-un punct comun: violența angajaților. Până la sfârșitul anilor 90, Andrei a stat într-un centru de plasament unde, spune el, singura formă de educație de care își amintește au fost pedepsele aplicate metodic și expert. Am avut mai pedepse de-astea, de sta la colț, ori să nu mai mănânc o zi, două, la centru. Directoarea, împreună cu personalul, când se supăra pe noi copiii, ne ținea frămânzi câte o zi, două. Era foame, dar n-aveam ce face. Că dacă mă vedea cu un colț de pâine, mă bătea. Ori îmi dădea la palme, ori la tălpi. Și iar mai îmi punea două zile fără mâncare. Sprijin n-a avut de nicăieri. Psiholog? Sigur, o arată clar documentele. Dosarul lui e consistent, plin de evaluări, de recomandări, de note și de observații, pentru că așa se cere, să scriem mult ca să arătăm că ne ocupăm serios. Dar, spune Andrei, ce n-a fost trecut niciodată în hârtii oficiale este ce se întâmpla cu adevărat după discuțiile cu psihologul. Degeaba îi spunea la psiholog că vorbea cu directoarea și directoarea o liniștea imediat. Dacă nu-ți convine, demisia. Așa era pe timpul meu acolo. Știi pe unde ieșirea. Deși infectată cu HIV, Dana a avut șansa de a fi dorită spre adopție de o familie de străini. De mică a fost mutată așadar la Brașov, în căsuțele deschise de o fundație britanică, și a petrecut ani mulți în Anglia, alături de cei care sperau să-i devină părinți. Fotografiile din acea perioadă surprind un copil fericit, cu ochi senini și aer jucăuș. Cine e Denis? Care ne-a iubit cu adevărat ca o mamă. Eram la o vacanță la o străile, nu spare, sau atâtea vacanțe unde am fost eu, nu prea mă aduc aminte. Până la 13 ani a trăit un vis. Oameni calzi roiau în jurul ei, alintând-o, deschizându-i poarta spre un viitor promițător. Familia care dorea să o înfieze i-a descoperit repede înclinația artistică, așa că i-a plătit lecții de canto și de desen. Ratare, nefericire, disperare nu erau cuvinte din vocabularul ei, dar aveau să devină în 2003, când visul s-a sfârșit brutal. Femeia din Anglia a murit de cancer, iar fundației din România i s-a retras atestatul. Peste noapte, fetița a fost smulsă din mediul în care trăia și târâtă într-un centru de plasament pentru orfani infectați cu HIV. Acolo, spune ea, a început iadul. Mă aduc aminte că era un hol lung și fiecare cu uși. Când am deschis ușile, era cu copii cu legănat, cu dizabilități, cu oameni normali și am zis, gata. În capul meu spunea, fii tare, fii tare. Be strong. Be who you are. Eram în total 20 de copii. Și am murit câte unul, câte unul, câte unul. Și era și un băiat mic, de statură, care avea 18 ani și era slab, slab și nu se mișca, nu nimic. Parcă spui că e bebeluș, dar de fapt nu e, are 18 ani. Na, dar a luat Dumnezeu și pe el. În acel centru, povestește Dana, a fost bătută și violată, iar deseori sedată cu forța de angajați care îi traduceau gesturile de protest în acte de nebunie. Se întâmpla acum 10 ani în România. Dacă spui adevărul, ești jos de pământ, de bătai până te lupți și tu cât poți tu, după care ne calma și după care ne dădea cu tratament NPI. Ne lua la birou și păcai foțat, știi, cura. S-a dat unul la ciorbă, când mâncam. Ei spuneau că da, noi toți suferim de sifofrenic și somnambur. Dar cât ai fost în Anglia, ți s-a pus un diagnostic în sensul ăsta? Never my life. Fiecare zi însemna o bătălie cu ea și cu ceilalți pentru supraviețuire. Frica animalică e sentimentul de care și-aduce aminte cel mai bine, iar acea frică avea și chip. Ezitantă, ne-a făcut portretul robot al unui om de care se teme și în ziua de astăzi. N-a avertizat că de fiecare dată când suntem plecați sau oriunde mergem, să nu spunem. Noi îi protejăm acum identitatea, însă vom pune la dispoziția oricărei autorități interesate datele privitoare la acest bărbat.
care, am descoperit îngroziți, încă mai lucrează în centrul din Vrancea, unde, spune Dana, bate, umilește copii fără apărare și dă de înțeles că are drept de viață și de moarte asupra celor de care ar trebui să aibă grijă. Dana și Andrei au ieșit din sistem de 6-7 ani, dar amândoi poartă la vedere cicatricile vieții pe care au dus-o. Azi, ea trăiește din ajutorul unor prieteni și își caută prin fundații un loc de muncă. El a avut primul gând de sinucidere la 14 ani și de atunci a rămas așa, în pragul acestei ieșiri de urgență. Chiar și după interviul nostru, ne-a trimis mesaje în care spunea că e sătul de încercările vieții și că e gata să renunțe la ea. Au eșuat amândoi și statul a contribuit la asta pas cu pas. Nu numai că le amână adopția până e prea târziu, că nu-și verifică angajații pentru a-i proteja pe copii de violențe și abuzuri, el mai lovește odată. În România, asistenții maternali pot ține un orfan doar câțiva ani, după care el e trimis înapoi în centrul de plasament pentru ca familia să primească în locul lui niște bebeluși, plecându-se probabil de la ideea că pe el n-o să-l doară deloc. De când sunt în plasament la asistenții maternali, sunt pregătiți gradual de-a lungul timpului pentru această despărțire care urmează. Este în primul rând și de datoria asistentului maternal, ca de-a lungul timpului să pregătească încet, încet plecarea copilului din acea familie. Șocant este însă că această practică nu e impusă de lege, ci ține strict de cum aleg unii angajați să interpreteze legea. Ce regulă, vreți să-i spun eu, oricărui asistent social, ce lege în care, după ce un copil a trăit 12 ani într-o asistență maternală, să-i spun, nu-l lua brusc de acolo sau dă-l înapoi acolo, credeți că mai are nevoie de vreo lege specială? Are nevoie doar de suflet și de puțină minte. Îmi eliberez asistenții maternali de copiii mari, îi duc pe copiii mari în centru de plasament și am făcut locul liber. Greșit, total greșit. Nu le-a zis nimeni niciodată așa. Ruperea de căminul în care s-au simțit bine și revenirea într-un mediu neprimitor și uneori periculos face ravagii în sufletul și mintea orfanilor. Relocarea este o traumă pentru copil. Este o traumă la fel de mare ca și abandonul, ca și pierderea unui om drag. Copilul o percepe ca un doliu. Moare ceva în el. Îl schingim inutil, ăsta e cuvântul. Îmi pare rău. E inchiziție, inchiziție emoțională. Copilul acela are nevoie de 2-3 ani ca să repare traumele de abandon, de pierdere. Sunt mii și mii de astfel de drame care s-au scris în ultimii ani din acest motiv. Și asta pentru că oamenii sistemului nu au învățat niciodată să se uite la copiii instituționalizați ca la niște ființe în carne, oase și emoții, ci doar ca la niște numere de dosar. Daniel, de exemplu, a fost obligat să se întoarcă în centrul de plasament după 11 ani petrecuți în asistență maternală. N-a existat niciun funcționar care să se gândească la faptul că soții stoichiți trecuseră de statutul de angajați și se atașaseră de băiat ca niște părinți adevărați de propriul fiu. Îl iubiseră atât de mult încât plătiseră din banii lor operații și tratamente care să amelioreze handicapul cu care se născuse băiatul. În final, pentru că doctorii nu l-au putut ajuta, asistenții maternali găsiseră ei o soluție. I-am făcut gheată cu plută. Nu mergea bine nici cu ghetelele, până la urmă, tot uitându-mă la televizor, am văzut la sălile astea de fitness Kangu Jumps. Bătaia de joc a sistemului a continuat și după despărțirea băiatului de familie. Cui să-i pese de durerea sfâșietoare a unui orfan oarecare pierdut printre alte zeci de mii de orfani? A fost șocant pentru el, da, greu de suportat. De câte ori ne duceam la el și plecam, îl bufnea plânsul și bineînțeles că și noi plângeam, ne termina pur și simplu așa emoțional și pe el la fel. Și-a vrut să-i taie și gradul de handicap când a fost la doamna psihologă și am spus, doamnă, îi mai crește piciorul? Zic, nu-mi trebuie pentru mine gradul. Gândiți-vă la copilul ăsta, se va face mare și handicapat, nu e întreg. Statul are grijă mai mult, îi interesează de un câine și de un pușcăriaș decât de un copil. Educatori, învățători sau ce sunt acolo, nu sunt prieteni apropiați cu copilul să-l îndrăgească, să-l asculte, să poartă ca niște procurori. O vreme, soții stoichiți s-au zbătut să-l ia înapoi.
Dar oamenii statului erau surzi și orbi și ocupați să completeze fișe, să dea bine la bilanțul de copii instituționalizați. N-a vrut să mi-l mai dea, că a zis că el deja este mare și acum sunt foarte mulți copii mici, bebeluși, și aceștia trebuie dați la maternale ca să crească în condiții normale. Și mi-a dat unul, după aceea mi l-a luat, pentru că a vrut să mai dea încă unul mic. Și am spus, nu pot să fac față la doi copii mici. Au trecut câțiva ani de atunci și soții Stoichiți tot nu pot renunța la Daniel. Însă, de câte ori îl vizitează, iese la iveală durerea pe care o poartă acest băiat și ale cărei efecte le va simți fără îndoială până la sfârșitul vieții lui. Ce mai ce faci? Surpriză! Nu, nu, nu știu ce faci, Dani! Ce faci? Dani! Nu! Ce te-a apucat? Ce te-a apucat? Dani! A, liniștește-te, da? Bine? Ha. Ce Dumnezeu te-a apucat? Ce, ți-a fost dur? A fost dur, de ce plângi? Ei știu foarte bine de ce plânge el și mai ales cine l-a făcut să plângă. Legea asta cu adopțiile să meargă mai repede, ca știți ce se întâmplă aici, creează suferințe de ambele părți. Și de asistentul care l-a crescut și copilul care este cel mai afectat, că noi avem o vârstă, dar acel copil a rămas și rămâne cu traumă pe viață. Exact aceste traume i-au împins la sinucidere pe cei doi orfani din Craiova. M-a anunțat o fetiță, o legăie de apartament, plângând în hohote. Doamna Toma, doamna Toma, s-a spânzurat Cristina. Și am zis atunci, nu e adevărat. Ba da, Cristina s-a spânzurat. Am mers la spital, toți îmi spuneau acolo jos că va fi salvată. Dar atunci când a urcat-o la terapie intensivă, toți medicii care ieșeau, îmi spunea, Cristina, nu mai are nicio speranță, nu mai avea speranță, e foarte rău. Nu mai poate fi salvată, Cristina. Aneta Toma a fost singura care a încercat să o salveze pe Cristina. O avusese în asistență maternală de la 8 luni și până la 11 ani și a iubit-o ca pe propriul copil. Fata creștea armonios, devenea tot mai frumoasă, era un suflet cald și un om echilibrat și recunoscător familiei surogat. Dar brusc a lovit sistemul. După 11 ani a venit marea tragedie, când trebuia să prenuiesc atestatul. Eu sunt purtător sănătos virus hepatita B. Am făcut periodic analizele la boli infecțioase pe Victor Babeș. Am pus toate analizele și o dat în doctor. Așa a citit că eu sunt bolnavă de hepatita C. Această confuzie avea să fie fatală. Anetei Toma i s-a interzis să mai ia copii în grijă, iar sistemul a transferat-o imediat pe Cristina într-un apartament de tip familial destinat orfanilor. N-au existat avertismente, consiliere, grijă, atenție, nimic. Angajații s-au purtat ca niște roboți. Vă dați seama, fetița a fost ruptă de lângă mine, a fost traumatizată, a plâns, îmi spunea, mami, nu pot să mă despart de tine, nu pot să mă duc de tine. Timp de o lună de zile, n-am avut voie nici să văd această fetiță, nici să vorbesc telefonic cu ea, pentru că ei așa consideră, asta e o omodare a copiilor în apartament. Nu numai asta, dar, spune femeia, cei care o luaseră în grijă pe Cristina încercau să-i rupă legătura afectivă cu Aneta Toma. Colegele ei mi spuneau că o anumită doamnă, Lili Dumitrescu, îi spunea lui Cristina, Cristina, mama ta nu te iubește, mama ta te minte, nu vrea să te ia. Toată această perioadă ai fost la ea, te-a ținut pentru bani. Pe ea a omorât-o gândul ăsta, că fata nu va mai fi în familie. Din cauza asta, fata mea s-a văzut singură în viitor și din cauza fata mea, eu consider, a ajuns la acest gest. Îmi reproșea ultima perioadă. Mami, tu n-ai făcut ceea ce trebuie pentru mine. Mami, nu mă vrei. Și îmi spuneam, Cristina, uite, am bătut la ușă. Am fost la doamna Utare, la doamna Utare. Mi s-a respins, m-a respins, dar ai răbdare că am să te iau. Nu e adevărat, mami, tu nu faci pentru mine ceea ce trebuie. Mami, nu mă iubești. Dar Cristina mea n-a înțeles.
N-a înțeles pentru că n-a stat nimeni să-i explice. Au considerat-o caz rezolvat și și-au văzut de treabă. Între timp, starea ei se agrava și singurii care au observat asta au fost colegii de apartament. Ne spunea că suferă și chiar a dat semne că vrea să facă acest gest, că vrea să se spânzure. Dar o spunea cu zâmbetul pe buze. Cu o seară înainte să moară, a venit la bucătărie și a zis: mă duc să-mi fac baie și să mă spăl, să mă fac frumoasă, pentru că mâine mă spânzur. Nu am dat importanță. Dar nu era sarcina lor să dea importanță. Aceste semne trebuiau văzute de specialiștii din sistem. Ei de aceea sunt acolo. De ce nu s-a sesizat nimeni? Am aflat o parte din răspuns de la colegele Cristinei. Se acoperă de hârtie. Atât. Eu, dintre toți psihologii pe care am avut, decât una mi-a dat importanță. Acești psihologi ne puneau să scriem cum ne simțim și așa mai departe. Și chiar dacă noi spuneam cum ne simțim și starea noastră era una tristă, nu se lua în considerare. Când vrem să vorbim cu unele doamne, ne resping, ne zic ce să ieșim afară sau când au timp de noi. Am fost la psiholog și ne-au pus în față niște foi, dar nu ne-au întrebat ce simțim sau decât să spui ce bucățică lipsește dintr-un covoraș și să faci niște chestionare, că dacă ți-e frică de întuneric, dacă ți-e dintre astea. Dar adevărul întreg l-am descoperit abia câteva zile mai târziu, când am aflat în exclusivitate rezultatul anchetei făcute la Craiova. Cristina fusese evaluată cu o lună înainte de sinucidere. Un referat al unui psiholog trage un semnal de alarmă, spunând că fetița are teamă de abandon, fetița fiind, până la o anumită vârstă, sub tratament recomandat de medicul neuropsihiatru. Deci, automat trebuie să te ducă la concluzia că, bun, aici trebuie să lucrezi într-un anumit fel cu acest copil. Deci, eu mi-am făcut referatul de psiholog, dar mai departe, chiar nu mă mai interesează ce s-a întâmplat cu referatul ăla, nu se poate, e vorba de un copil. Dacă îl tratezi într-una ca pe un dosar, păi atunci numai hârtie ai să vezi și nu-l vezi pe el. Ca dovadă că nu l-a văzut nimeni pe el. Mai grav, psihologii sistemului n-au văzut pericolul nici măcar după moartea Cristinei. În ziua înmormântării ei, Nicu, prieten bun al fetei, își schimba poza de profil de pe Facebook cu o fotografie de-a ei și scria: nu ești singură. O înțelegea și el era orfan, abandonat de 4 ori în viață, odată la naștere și de 3 ori din cauza sistemului care l-a mutat pe la diversi asistenți maternali. De fiecare dintre ei s-a legat puternic. El pe mine m-a considerat mami. Era mami lui. Îmi zicea: mami, te iubesc. Mami, te iubi. Din momentul în care am aflat de Cristina, mă sună foarte des și nu reușea să vorbească de plâns. Zice: mami, a murit Cristina, nu mai pot. Pe 4 decembrie, la 2 zile după moartea Cristinei, Nicu își lua adio de la prieteni. Pe 6 decembrie s-a sinucis. Din nou, eroare gravă a sistemului se arată în raportul anchetei. În urma unei tentative de suicid anterioare a lui Nicu, psihologul care face consilierea și analiza spune în felul următor: tânărul afișează o atitudine de mândrie față de gestul său, afirmând că îl poate repeta oricând. Clar trebuie să-ți spună că copilul ăsta era labil, deci trebuia să fii mai atent. Dar nu am găsit documente prin care să vedem că între moartea Cristinei și moartea lui Nicu s-a lucrat mult mai intens și cu atenție cu acești copii. Și nu există nici date care să ateste că la protecția copilului din Craiova situația ar fi împiedicat pe cineva să doarmă bine. De câte ori Cristina a mers la psiholog în ultimul an? Să știți că este o informație pe care nu o dețin. S-au observat nereguli, din câte știți? Nu știu ce să vă spun. Deci nu deținem informația în acest moment. Fata a anunțat că are de gând să își pună capăt zilelor. A fost informat vreun profesionist din cadrul căsuței de tip familial? Nu dețin informația. Câte sancțiuni s-au dat personalului din cadrul DGASPC în urma unor plângeri ale unor copii din sistem? Nu dețin această informație ca să vi-o pot pune la dispoziție. Deja este a 6-a întrebare la care îmi răspundeți la fel. Eu atunci ce să vă întreb? Păi, eu vă răspund la fel pentru că nu am cunoștință. Prin urmare, nicăieri în sistem nu există o procedură de alarmă și asta e extrem de grav. Pentru că nu trebuie să cauți prea mult printre copiii instituționalizați ca să descoperi că depresia e o boală generalizată. Fiecare o manifestă în felul lui. E de ajuns să-ți pleci urechea și să iei măsuri. Plânge tot timpul. Ți-e rău? Te doare ceva? Nu, dar eu nu vreau să plec la casa de copii. Cred că tot timpul se gândește.
vorbește despre Diana, pe care a primit-o în asistență maternală încă de când era bebeluș și pe care e obligată să o dea înapoi. Sistemul consideră că fetița, ajuns adolescentă, a primit deja suficientă afecțiune. A venit rândul altor copii, mai mici, să ia locul. Dar Diana suferă cumplit, nu vrea să se întoarcă în centrul de plasament. A ajuns să-și iubească mama pe care i-a dat-o sistemul. E familia ei. În plus, șocul schimbării, știe sigur, va fi insuportabil. Fata a început deja să-și arate disperarea. A zis, vreau să scriu o scrisoare. Zic, scrie liniștită. Și acolo scrie, vreau și eu o mamă adevărată și aș vrea să mor. Și a desenat jos, cimitir, cruce. Sistemul însă n-aude, nu vede, dar la o adică poate face un compromis în imensul lui cinism. Dacă copilul ăla s-a atașat de mine și eu sunt atât de atașată de copilul ăla, păi lasă încolo asistența maternală. Eu l-aș lua și l-aș crește fără niciun ban. Dacă atât de drag mie, Doamne iartă-mă! Nu cred că puneți corect problema. Ba, pun corect, ba, pun corect. Cum să întreții fără niciun ban copilul? Nu au, au bani, au pensia. Cum să nu aibă bani? Au o pensie mizeră, nu le ajunge să întrețină singuri, dar păi... Găsești soluții! Unii, cu suflet mare, sunt în stare să facă și asta, dar sistemul are leac și pentru ei. A pățit-o Eugenia Florea. Am cunoscut-o acum 2 ani, când tocmai era pe cale să-i piardă pe Tavi și Noemi, pe care îi avea de mici în asistență maternală. Vă dați seama ce ar însemna în momentul când ar trebui să le fac bagajele? Deci cum ar fi să-i văd cu sacii lângă ei? Sunt considerați așa ca niște bagaje, să iei de colo-colo? Nu mi se pare corect, adică nu e corect. Săptămâna aceasta ne-am reîntâlnit cu Eugenia Florea și ne-a povestit ce i s-a întâmplat în acești 2 ani, ca să înțelegem mai bine aberațiile acestor legi și proceduri. Mai întâi, i s-a tăiat salariul timp de 3 luni pentru că a dat sistemul în vileag. Apoi, Direcția pentru Protecția Copilului i-a refuzat prelungirea contractului. Eugenia Florea nu s-a supărat prea tare, așa putea să-i păstreze pe cei 2 copii și să-i crească din banii ei. Curând a înțeles însă că pensia nu-i va ajunge și atunci a fost pusă în fața unei alegeri imposibile, Tavi sau Noemi. În final, l-a păstrat pe băiat, care făcând sport de performanță și-ar fi ratat viitorul promițător cu plecarea la orfelinat. Noemi a fost repartizată la o căsuță de tip familial. Despărțirea, ce să vă spun, a fost așa cu... Stătea lângă mașină cu ochii în lacrimi și se uita fix în ochii mei. Deci eu nu ziceam nimic, ea nu zicea nimic. Dar ea înțelegea ce îi se întâmplă? Nu știu dacă pe moment a înțeles. Mai târziu a înțeles. Departe de mama maternală... Era urât. Fetița nu s-a putut acomoda deloc cu noile condiții și era disperată. În fiecare weekend, în fiecare vacanță, plus vacanța mare... A fost la mea acasă. Vinerea când o luam era foarte bine, dar duminica când trebuia să ducem era un dezastru pentru toată familia, inclusiv pentru ea. Că tot timpul spunea că nu mai vreau să merg acolo, nu mai vreau să merg acolo. Deci nici măcar nu pronunța cuvântul greierașul sau căsuță sau așa, nu mai vreau să merg acolo. Până la urmă a decis că orice ar fi, trebuie să o aducă înapoi. În februarie a făcut cerere de preluare în plasament și angajații sistemului i-au spus să aștepte că se va rezolva în câteva săptămâni. Au trecut 10 luni de atunci. Nu s-a rezolvat nici până acum. Sistemul s-a gândit probabil că Noemi are tot timpul din lume să aștepte. E mică, de ce s-ar grăbi? Durerea o să-i treacă. Traume, niște mofturi. Așa că, în vacanță, Eugenia Florea a învoit-o pe Noemi și nu a mai adus-o înapoi, în pofida presiunilor făcute de autorități. A riscat pentru interesul copilului, temându-se că dacă nu o salvează acum, fetița se va pierde. O grijă care, se pare, nu e trecută în fișa postului când vine vorba de sistem. Din fericire, în această mașinărie rece, se mai găsesc din când în când și oameni care gândesc. Am apelat la domnul director care mi-a aprobat. Deci ea este în învoire acum, până se rezolvă cazul. În baza acestei învoiri, a înscris-o pe Noemi la școală. Dar, pentru că oficial fetița nu e luată încă în plasament, Eugenia Florea nu primește pentru ea nici măcar alocația de 84 de lei. În niciun caz însă nu o va mai lăsa pe mâna autorităților. Mai ales acum, după ce a văzut la televizor ce s-a întâmplat cu Nicu și Cristina.
poate să continue. Să nu credeți că s-a pus stop aici. Se poate întâmpla în timpul instituționalizării, se poate întâmpla și după ea. Gândurile negre sunt o constantă în mintea acestor ființe lăsate fără dragoste, fără repere, fără familie. Ce înseamnă fericire pentru tine? Pentru mine fericirea a murit. Și Dumnezeu? Singurul tată care nu m-a abandonat deloc. Cuvântul acasă? Este doar un vis. L-ați cunoscut în ancheta noastră difuzată în martie 2014. Este Adrian Calangea, un om cu sufletul zdrobit de tăvălugul emoțional prin care l-a târât sistemul. În câte centre de plasament ai trecut tu? Deci am Micul Prinț, am centru de plasament Brădet, am centru de plasament Codlea, am centru de plasament Dacia și am mai fost încă două centre, dar nu le mai rețin, că erau 6 centre. În acele centre, care ar fi trebuit desființate de mult, Adi a trăit un coșmar, îndurând zi de zi mai multă durere decât poate suporta un om. A fost un chin pentru mine, de adevăr. Bătaia era mâncată mai ceva ca pâinea, zi cu zi. Dacă mai rămâneam acolo, eram nebun. Turbasem deja. Timorat s-a închis în el, a refuzat să mai comunice cu lumea și a pierdut 3 ani de școală. O familie adoptivă ar fi fost mană cerească pentru băiețelul de atunci, dar n-a fost posibil. Deși îl abandonase, mama naturală n-a vrut să-și dea acordul pentru un fiere. Așa că Direcția pentru Protecția Copilului l-a trimis, în final, la o familie de asistenți maternali. Iar când aceasta s-a pensionat, i-a găsit alta. Aici, la soții Sporea, a rămas cel mai mult, 5 ani, și a fost foarte bine. Cum vă spune? Tată și mamă, după 2-3 zile după ce a venit aici, ăla era un cuvânt după care poate copiii ăștia tânjesc mult. Dar într-o zi a împlinit 18 ani și, potrivit legii, a fost nevoit să se întoarcă în centrul de plasament ca să-și termine școala, iar familia Sporea să poată primi alți copii în grijă. Ziua aceea le-a rupt sufletul la toți. A fost dureros, să știți că toată lumea plângea, toți vecinii s-au Toată plângea. Lumea plângea pentru că l-am dus eu cu mașina personală, din cauza că el își adunase multe lucrușoare de aici care pentru el erau amintiri, erau valoroase. După ce ai stat într-o familie 8 ani de zile, cum a fost această revenire într-un centru de plasament pentru tine? Ia după pământ. Noul abandon, revenirea la abuzurile fizice și emoționale din copilărie, i-au anulat rapid și progresele făcute și forța interioară acumulată alături de familia maternală. Curând, Adi s-a întors la ceea ce fusese cu 8 ani în urmă, deprimat și înfricoșat. Viața a început să-și spună, chiar nu merită trăită. Disperarea lui a atins apogeul în ziua în care una dintre educatoare a vrut să-i arunce obiectele dragi pe care le adusese cu el de la familia Sporea. Băiatul a amenințat-o că se aruncă pe geam. Femeia i-a răspuns, povestește el, cu un ton de gheață. Nu te cred, aruncă-te să te văd. Și a zis, nu mă credeți, păi ia să te văd. Și atunci mi-am luat tavan și am sărit. Mi-am fracturat călcâiul. De atunci nu mai pot nici să merg cum trebuie. Regret că ai sărit atunci pe geam. Regret că n-am murit. Un incident dramatic pentru care n-a fost nimeni tras la răspundere. Educatoarea n-a fost pedepsită și e încă în sistem. Când l-am cunoscut noi, acum 1 an și jumătate, băiatul se zbătea între 2 stări de spirit diametral opuse. Pe de o parte, era nespus de fericit că sistemul, în obligația sa impusă de o lege încropită după ureche, îi găsise mama naturală. El o iertase imediat, iar ea îl primise înapoi. Pe de altă parte însă, era disperat. Peste câteva luni urma să termine liceul și presimțea că bine nu-i va fi. Fiecare noapte când pun capul pe piept, încep să plâng. Pentru că stau și mă gândesc. Mă gândesc că mama mea fi îmbolnavă dacă va muri și ea. Și voi ajunge un om chiar al nimănui. Aș fi un om distrus. Mai ceva ca o mai dănesc care stă pentru mine. Au fost cuvinte premonitorii. Acum 1 săptămână l-am reîntâlnit pe Adi la Brașov. Tocmai își găsise primul loc de muncă stabil într-o firmă care angaja persoane cu handicap. Dar în același timp, el urmează soarta multor copii ai sistemului. Îngroașă numărul oamenilor străzii. După ce la muncă, sau și mă gândesc pe unde să mai plimb bursul. Cum adică să plimb bursul?
Trebuie să te plimbi ca de nebun. Trebuie să te plimbi pe sadă. Dar e frig și o să fie și mai frig. Da, suntem conștienți. Și câte ore trebuie să te plimbi așa? Eu am calculat cam 5-6 ore. Ce ne spune de fapt e că trebuie să suporte frigul până seara, la ora 7 fix, când se deschide centrul destinat persoanelor fără locuință. Acolo îi se repartizează un loc de dormit, după cum are baftă, iar dimineață, până la 8 fix, e obligat să-l părăsească. Așa e regula. În timpul săptămânii e mai bine că se încălzește la lucru. În weekend însă stă toată ziua în stradă. Îl însoțim până la centru ca să așteptăm împreună deschiderea ușilor. Uite că și Mata le dansezi. Și eu dansez că mi-e frig, da? Deci, apoi toată ziua, cam cum e? În fața clădirii mai sunt și alții, unii chiar foști copii ai sistemului, zgribuliți, purtând în mâini sau în spate câte o geantă cu lucrurile personale. Nici pe ele n-au voie să le lase în centru peste zi. Și trebuie să le cărați cu voi? Da. Tu ce ai, Zacadi? Același lucru. Ce ai? Iara. Vă spun sincer, ce am primit și de la colegi de mâncare, ce am mai primit? Am un ziar, mâncare ce am cerut de la colegi. Săpun, șampun ai? Nu mai am. Da, și asta e toată averea ta? Da. Bucuroși de sosirea televiziunii, colegii lui își expun doleanțele. Adi nu se plânge de nimic. Până acum 2 săptămâni a dormit în parc, pe o bancă, așa că n-a făcut niciun moft când în centru i s-a repartizat un colțișor în care s-a putut ghemui. La urgențe? Pe saltea. N-ai pat? Nu e pat. Nu, ne poți saltea jos. Nici pe mine. Eu cred că azi, pentru că a venit televiziunea, o să ai pat. Se face 7 și intrăm. Am avut dreptate. Adi nu e condus spre salteaua obișnuită, ci spre o cameră pe care n-am mai văzut-o până astăzi. Aceasta este o cameră amenajată. S-a muncit din zor și din greu. În camera ta cum era? E tot așa. Numai că e faianță și sunt saltelele puse ca saltelele de pitonă. Pe jos. Da. Pe cuvântul meu de onoare, sunt șocat. Când am văzut, mai ceva ca la hotelul aranjat. Abia acum ne așezăm la povești și Adi ne spune noutățile. Mama naturală, în grija căreia îl lăsase sistemul, nu-i putuse oferi decât dragoste condiționată. El muncea cu ziua, ea îi lua toți banii. Dar acum 3 săptămâni, când a venit frigul, Adi a rămas fără sursă de venit. Așa că femeia l-a alungat din casă, abandonându-l din nou. Și când s-a făcut acel reportaj, mi-a zis că, de fapt, ei au făcut un fel de teatru, care m-a șocat când am văzut că teatru. Și am întrebat, mai vrut pe mine de mic copil, da sau nu? Și mi-a zis că nu. I-am spus, de azi înainte să uiți că am existat vreodată. Și chiar a făcut ceva ca să nu mai existe. A încercat să se spânzure, exact ca și Cristina, doar că pe Adi l-a salvat o patrulă de poliție. Regreți? L-am întrebat. Și el a răspuns ca acum 2 ani. Îmi pare rău că nu mi-a mers. Sistemul, deci, a greșit din nou, clasându-l ca pe un caz rezolvat. I-a găsit mama, l-a trecut în documente ca reintegrat în familie și cu asta, basta. Odată ce un copil a ajuns în centru de plasament, se știe deja clar, 100%, că părinții lui nu-i mai interesează de situația lui. Am avut și ocazii de adopție. Când eram mic, eram îngresut și mai dolofănaș. Dar nu s-a putut face nicio adopție. Și aș cere să se anuleze această lege care să se ceară acordul părinților pentru adopție. Dacă tot l-a părăsit, măcar să el să trăiască bine, să nu-l mai chine. El știe foarte bine ce înseamnă o viață de chin. E singur cu toată durerea lui. Și cea fizică, pentru că i s-au agravat problemele cu picioarele și coloana vertebrală apărute după prima tentativă de sinucidere, dar și suferința emoțională. Și nu știe de ce ar mai merita trăită dimineața de mâine. Tu ții la cineva, iubești pe cineva? Da. La moarte. Și nu de azi de ieri. De mic i-a făcut morții declarații de dragoste. A și participat la un concurs de poezii la orfelinat. Criticii din comisie l-au descalificat și nu și-au pus nicio întrebare. Într-un cavou rece stau relaxat, cu sufletul plecat în rai. Eu de lume am uitat și pe pământ sunt plecat. Mai am creat încă una că soarele în viața mea s-a stins.
Stăm de vorbă cu el ore întregi, încercând să-l ajutăm, dar nu reușim. Pe măsură ce trece timpul, devine din ce în ce mai încrâncenat. Eu niciodată nu o să pot să mă realizez. Eu cât aș lupta, aș lupta degeaba. Nu știi niciodată de unde sare iepurile. La mine nu știu dacă voam mai să iei vreodată. De ce la tine nu? Înainte să sară și la mine, iepurile a fost vânat. Târziu, în noapte, îi dăm un ultim argument. Acum, după dubla tragedie de la Craiova, sistemul s-ar putea trezi, ar putea înțelege că Nicu și Cristina nu sunt cazuri izolate și chiar povestea lui, spusă în această seară, confirmă asta. Are deci o misiune, să nu se lase înfrânt, să se alăture protestului nostru. Aceste cuvinte îl mai destind un pic și când plecăm, avem sentimentul că a renunțat puțin la gândul sinuciderii. Nu pot să zic că voi promite că încerc acest lucru, pentru că promisiunea mea grea ca datoria. Pot doar să spun, încerc. Acum ar fi rândul sistemului să încerce să se vindece și poate că începutul și avertismentul general vor veni odată cu raportul anchetei asupra dublei tragedii de la Craiova. Una din concluziile și una din solicitările din raportul nostru este o demarare imediată a unei anchete administrative pe baza raportului nostru de către cei de care ține acest centru, adică Consiliul Județean. În plus, noi am sesizat și parchetul general, dat fiind că anumite aspecte, anumite documente, plus faptele, ne fac să avem suspiciuni privind neglijență. Nu pot să mă pronunț, dar sunt suspiciuni de neglijență în serviciu. Ancheta administrativă și cea penală va decide ce se întâmplă cu acești oameni. Din păcate, nici măcar acest raport nu va putea șterge doliul din sufletul atâtor oameni. Totuși, parcă aștept telefon să spună mami a fost o glumă urâtă și vin acasă. De dimineață am sunat pe telefonul lui, cu toate că știam că, na, sun. Și mi-a răspuns că soța vocală. Are să te iubească mami toată viața. Te iubesc, mami, adio.